Duh. Amin. Iubiți credincioși și dragi în Domnul, aș începe cu un îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos, care spunea, rugați-vă neîncetat. Sau tot El spunea, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Și este adevărat, pentru că vreau să vă zic bine ați venit în biserica noastră din Rakeș, la orele de rugăciune împreună, deci suntem doi sau trei, nu se referea chiar la doi, trei, ci la o mulțime de oameni care vin și ne adunăm să ne rugăm împreună. Cântăm împreună, aducem laude de Dumnezeu împreună, cerem împreună. Pentru că și rugăciunea este de trei feluri. De laudă, de mulțumire și de cerere. Oamenii, în general, mai mult folosesc rugăciunea de cerere. Cerem pentru că avem nevoie de multe în această viață. Cerem mult de la Dumnezeu și de multe ori, dacă poate ne împlinește Dumnezeu, uităm să mai și mulțumim. Pentru că este cealaltă rugăciune de mulțumire. Și ce este rugăciunea? Este tocmai o convorbire a inimii și a sufletului nostru cu Dumnezeu. Așa cum apeși un buton de la un telefon și te conectezi cu cine vrei să vorbești, tot așa, prin rugăciune, printr-o rugăciune sinceră, ne conectăm cu Dumnezeu și vorbim în rugăciune. Rugăciunea trebuie făcută cu credință, pentru că multă lume se roagă. Și mulți ne rugăm, poate de multe ori, și ne rugăm în zadar. Pentru că rugăciunea cere o stare de credință, în primul rând. Dacă nu crezi în Dumnezeu, te rogi în zadar. Rugăciunea cere o smerenie. Nu te poți ruga la Dumnezeu arătând sau vrând să arăți în fața lui Dumnezeu cine ești tu. Ne aducem aminte de rugăciunea vameșului și a fariseului. Doamne, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Când ai ajuns în astfel de situație, în rugăciune, atunci rugăciunea ta e zadarnică. Fariseul n-a zis mai bine, mulțumesc, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Deci, atunci când ne arătăm smerenia în fața lui Dumnezeu, atunci și rugăciunea noastră va fi primită. Unde ne rugăm sau cum ne rugăm? Tot Mântuitorul Iisus Hristos ne dă câteva povețe în legătură cu rugăciunea, felul în care ar trebui să o facem rugăciunea, El spune așa. Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place prin sinagogi, prin colțurile uliților, stând în picioare să se roage ca să arate oamenilor adevărat grezi vouă, își iau plata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta, și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este ascuns. Și Tatăl tău care vede ascuns, îți va răsplăti ție. Când vă rugați, nu spuneți multe ca păgânii, că ei cred că în polilogia lor vor fi ascultați. Deci nu vă asemănați lor, că știe Tatăl vostru ceea ce aveți trebuință, mai înainte ca să cereți voi de la el. Iată, mulți au zis că dacă Mântuitorul a cerut, intră în camara ta și te roagă, n-ar trebui să ne mai rugăm împreună sau să ne adunăm în biserică. Nu este adevărat, pentru că și Iisus Hristos a dat de exemplu, s-a dus în templu, împreună cu apostolii, s-au rugat acolo, au participat la săvârșirea slujbelor de acolo. Deci Iisus Hristos a dat exemplu că e primită rugăciunea unde sunt mai mulți. Tot așa și noi ne rugăm. Sau mai ales centrul rugăciunii noastre este Sfânta Liturghie în fiecare duminică sărbătoare, în biserici. Deci templul nostru este biserica. Trebuie să ne rugăm în biserică, intră în camara ta, cum spune Mântuitorul aici, se referă la să ne închidem lăuntrul nostru atunci când ne rugăm. Adică închidem gândurile lumești de afară, să nu intre în inima noastră și să luăm contact cu Dumnezeu prin rugăciune. Dacă inima noastră e deschisă tot timpul în rugăciune sau la participarea la slujbe, inima noastră se gândește în altă parte, sufletul nostru e pe hotar, atunci normal că ne rugăm iar în zadar. Deci să intrăm în camara noastră, adică ne închidem interiorul nostru și acolo să încercăm să luăm legătură cu Dumnezeu prin credință, prin fapte bune. Asta este rugăciunea adevărată.
Sfântul Apostol Pavel iar dă un îndemn frumos de spre rugăciune. Faceți în toată vremea, într-un Duhul, tot felul de rugăciuni. Și de cer, și într-o aceasta privegheați cu toată stăruința, rugându-vă pentru toți Sfinții. Iată un îndemn la rugăciune. Și Sfântul Apostol Iacov iar spune, de este vreunul dintre voi în suferință să se roage. Este cineva cu inimă bună să cânte psalm. Rugăciune de laudă, cântăm psalm. Este cineva bolnav între voi să teme preoții bisericii să se roage pentru el ungându-l cu un delem în numele Domnului. Că rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și le va fi făcut păcate să vor ierta lui. Iată, este tot un îndemn la rugăciune, la rugăciune pentru alții. Obișnim, iubiți credincioși, să ne rugăm pentru noi înșine și este bine, pentru că avem această datorie să ne rugăm. Dar atunci când ne rugăm și pentru cel de lângă noi, atunci ne arătăm dragostea creștină. Pentru că atunci când te rogi după ei pentru tine, apare o doză de egoism în om. Deci mă rog să-mi dea Dumnezeu numai mie, dar atunci când răsfrânci rugăciunea înspre exterior, adică înspre frații tăi, înspre semenii tăi, atunci îți arată într-adevăr dragostea față de cel de lângă tine și mai mult va asculta rugăciunea pe care o faci pentru cel de lângă tine decât cea pentru expert pentru tine. Dar ascultând rugăciunea pe care o faci pentru cel de lângă tine, implicit te va ajuta Dumnezeu și pe tine pentru că îți arăți dragostea față de semenul tău. Și să mai pune o întrebare, mulți zic, m-am rugat toată viața și Dumnezeu nu mi-a dat, n-am plinit rugăciunea. Atât m-am rugat și Dumnezeu, iată, la cel care nu se roagă îi dă și poate mie care mă rog în continuu și presen în calea Domnului, nu mi împlinește rugămințele și cerere. Am să dau un exemplu, o istorioară frumoasă despre un naufragiat care a, într-un ocean, vaporul a ieșuat, a reușit să se salveze într-o barcă, Shaderi a văzut acolo pe ocean, nu știa încotro merge, nu se vedea nici o insulă, nici un pământ, s-a lăsat în voia sorții, peste noapte chiar s-a culcat în barcă și a ajuns pe o insulă. Văzând pământ, s-a coborât din barcă, s-a dus, a cercetat câteva locuri acolo, a văzut că e pustiu, nelocuită insula, al unei animale sălbatice, erau urme de animale pe acolo și n-avea ce să facă decât a avut norocul lui, a avut un chibrit la el și a ațuțat un foc. Și a avut foc. A avut grijă să nu se stingă focul, pentru că chibritele din cutie se terminaseră. A început să-și construiască o colibă acolo și după câteva zile, el pleca la vânat în fiecare zi ca să se hrănească cu ceva. După câteva zile, vine seara de la vânat, obosit, să culcă. Să stârnește, avea tot timpul grijă, ani de-a rândul au trecut, tot timpul grija lui permanent era să nu se stingă focul, pentru că avea speranța că văzând foc acolo, cineva trecând cu vaporul, poate îl va observa. Au trecut ani de zile și au dus viața el așa cum i-a ajutat Dumnezeu și într-o noapte, odihnindu-se puternic, obosit după o zi de vânat, se produce o furtună afară, un vânt puternic, îi stinge focul. Focul, suflându-l vântul, a ajuns și la colibă. S-a aprins coliba, s-a avut o mare vâlvătaie acolo, flăcările au ajuns în sus, el nu mai știa să se facă, a ieșit afară, s-a necăjit foarte tare, ba chiar s-a deznădăjduit, pentru că el se ruga lui Dumnezeu tot timpul, în timpul acesta, să îi trimită ceva vapor sau ceva marinar pe acolo, să-l vadă, să-l salveze. S-a aprins să ia scotul, norocul lui, că spre norocul lui a venit și o ploaie după aia și a stins tot jăraticul. Nu mai avea nici chibrite, nici foc, nici nimic. Dimineața era foarte supărat, s-a pus acolo pe pajiște jos și a adormit. Spre într-o zi au auzit niște voci. E cineva aici? E cineva aici? Și se ridică din somn așa, buimăcit. Aici, aici, sunt aici. Ce s-a întâmplat?
niște marinari trecând cu vaporul în apropiere, peste noapte a văzut vâlvătaia care s-a aprins din coliba acestui om și s-au gândit că e cineva pe acea insulă, ei știau că e pustie insula, e cineva acolo. Și marinarii au luat o barcă de salvare, s-au dus și iată, au reușit să salveze pe acest naufragiat. Și a dat seama el atunci, iată că eu m-am rugat tot timpul și Dumnezeu nu m-a ascultat. Și când am crezut că m-a și pedepsit Dumnezeu, iată, atunci a venit salvarea. Așa este și cu noi, bisericioși. Poate ne rugăm, ne rugăm și parcă zicem că nu ne mai ajută Dumnezeu sau ne-a uitat Dumnezeu. Nu ne dăm seama când ne ajută. Sau printr-o nenorocire, printr-un rău pe care ne-l face, poate ne scoate dintr-o nenorocire. Ca și pe acest naufragiat. Iată, printr-o pagubă pe care a produs-o, acel foc l-a salvat. Așa suntem în viață. Nu trebuie niciodată să deznădăjdim. M-am rugat atâta și Dumnezeu nu mi-a împlinit cererile. Trebuie să avem răbdare, să ne rugăm cu fierbinte, cu credință, să nu uităm în rugăciunea noastră întotdeauna să apelăm la jertfa lui Dumnezeu care este Sfânta Cruce. Se spune despre un alpinist care a ajuns pe un turc de munte. Cu greu, cățărându-se acolo și acolo vezi o cruce sculptată în piatră. S-a uitat, soarele bătea direct în fața crucii, foarte frumoasă, apărea acolo în vârful muntelui și s-a uitat în dosul crucii și acolo, la baza crucii, a văzut un cuib de rândunică, părăsit de mult, se vedea că e uscat, dar cuibul rezista pe cruce, pe acolo la poala crucii. Și atunci s-a gândit el, iată ce frumos ar fi să ne întemeiem și noi credința și familia și tot pe cruce. Această cruce rezistă și iată, acest cuib nu s-a putut desprinde. Cu toate împiedicările vremii au vins, s-a luat peste acel cuibușor, nu s-a desprins de Sfânta Cruce. Tot așa și noi, în această viață, dacă avem încredere în această cruce, ce înseamnă cruce? Înseamnă jertfă. Dacă cineva s-a jertfit pentru noi, și noi avem obligația în această viață să ne jertfim unii pentru alții. În familie, în societate și oriunde. Dacă îți arăt jertfă pentru altul, dacă încerci să ajungi pe altul, dacă ai această înclinație înspre a sări în ajutorul cuiva, atunci cu siguranță îți întâlnesc viața ta pe Sfânta Cruce, pe jertfă, îți întâlnesc familia ta, îți întâlnesc tot ceea ce faci, credința ta, rugăciunea ta, o întâlnesc pe această cruce. Și nu se desprinde, așa cui, ca și acel cui de rândunică, orice vreme a venit peste acel cui, nu s-a desprins de poala crucii. Tot așa și noi, în această viață, iubiți credincioși, să ținem la această jertfă a Mântuitorului, să ne aducem întotdeauna aminte de ea, să ne legăm de poala crucii lui Hristos, de jertfa crucii și atunci, cu siguranță, vom merge înainte, adică înainte. Unde înainte? Fiecare dorim să ajungem la mântuirea sufletelor noastre. Dar fiecare ne-o formăm în felul nostru. Cum judecăm noi sau cum ne ajută Dumnezeu. Dar e bine să întrebăm dacă nu știm, e bine să ne sfătuim cu alții, ca nu cumva să greșim și să ne pierdem încă din această viață, să ne pierdem viața viitoare. Amin. Salut Tatălui și Sfântului. Să fie Domnul.